Everybody fucking jump. Bună ziua și bine am găsit la un nou episod de Hungry Shark. Vreau să vă arăt ce scor am eu acum. Am 5.156.433. Haideți să jucăm să facem scor mult mai mare. Să văd dacă se poate. Așa, hai să mănânc și eu pe ăștia. M-am dus să mă bag cu crabul ăla, dar din păcate n-am reușit să-l mănânc deloc pentru că este prea bun. Deci el este un boss și e cam greu să-l mănânci. Hai să zburăm așa puțin, sus de tot. Mâncăm și noi ceva și acum mergem în partea asta. Mai mâncăm ceva pe aici. A murit, nicio problemă, avem o grămadă de cristale de ăștia. Ne folosim. Submarinul ăla nu ne depășește și ăla. Este mult mai bun. Dar am level 5, la level 10 ăsta, rechinul ăsta de aici crește foarte mult. Și poate reușim să bătem boșii ăia, 2. O să filmez până când o să mai mor încă o dată. Dacă mai mor atunci, deci o să lăsăm de filmat. O să lăsăm... Nu, o să mai filmez. Hai, dă-i undela, așa, perfect. Mănâncă și pe ăla. Cine știe pe unde ajungem noi acum cu atâta turbo. Ia, pe unde am ajuns? Deci aproape la final, ia. Nu, aproape de final. De fapt, puțin mai departe de jumătate, dar e destul de bine. Zboară foarte mult. Ia, hai să mai mâncăm și pe ăsta. Mai mâncăm și pe aici. Perfect. Bomba aia nu ne face aproape nimica. Ne ia mai puțin de jumătate de viață. Sper să mă auziți cât de căcal mea, pentru că eu vorbesc cam încet. Pentru că sunt prea uimit. În primul video, de fapt, în primul video era mai uimit și vorbeam mai tare, dar nu are nimica. Deci am murit. Hai să vedem cam cât scor facem noi acum, că mereu urcă puțin scorul ăsta. Și... Deci a rămas așa, nu? Da, a rămas așa, n-are nimic atunci. Ia. Stai puțin că este o reclamă pe aici. Ieșim. Și o să cumpărăm rechinii speciali. Perfect. Hai să cumpărăm rechinii aia speciali. Ce rechinii este ăsta? 900. Bineînțeles că-l vreau. Ce tare! Și ăsta? Vai, ce tare este ăsta! Hai să-l facem la maxim. Așa, totul la maxim. Perfect, mamă, am o grămadă de bani, deci banii n-au de ce să mă intereseze. De fapt, nimica. Hack-ul este prea tare. Poți face hack și la Minecraft. O să vă arăt, cred că într-o zi, și la ora. Dar deja o să știți și voi, dacă la Hungry Shark se face așa, se face acolo, la fel și la Minecraft. Care să-l cumpăr? Îl cumpăr pe ăsta? Da, bineînțeles că îl cumpăr pe ăsta. Îl cumpăr pe ăsta. Să-l cumpăr? Hai că îl cumpăr și pe ăsta. Ăsta costă așa, deci îl cumpăr. Ăsta îl cumpăr așa. Mai este ăsta decât ăsta. Ar mai trebui să-mi pun bani. N-am... Mai trebuie câțiva bani aici. O să-i fac imediat. Așa. Da. Încă 200.000 de bănuți. Și îl cumpăr. Bineînțeles. Așa. Și acum, cu care să jucăm noi? Eu zic că cel mai bun ar fi chiar ăsta. Dar nu vreau. Vreau să încerc să joc cu megalodonul ăsta de aici. Dar dacă eu fac level mare, o să-mi dea altul mai bun. Ia și ăsta. Zice să am mai multă experiență cu rechinul ăsta. Hai să jucăm. Ia câte mi-a dea. A, 4 minute. E perfect atunci. Ce accesorii să-i punem noi? Mai eu a zice să-i punem ca de obicei aceleași accesorii. A zice să-l punem pe ăsta. Invisibility, nu. Ăsta, ăsta, nu, ăsta nu, ăsta cred că e mai bun. Skateboardul, ăsta,
mini rechinul ăsta, scuzați-mă pentru câinele la care îl latră acolo, n-am ce să-i fac lui. Dacă l-ați auzit, poate nu se aude. Ce să-i mai pun eu? Ceva pe cap, parcă ar mai trebui. Îi pun și vestea asta. Ce să-i mai pun, că nu am nicio idee. Pe cap, mai merge să-i pui ceva. Și asta ce e, lanternă? Nu înțeleg, dar eu o cumpăr. Poate este de folos. Așa. Ah, dar mai îmi trebuie. Hai, 2000. O să fac mai mare episodul ăsta pentru că este prea interesant să-l facem mai mare. 450. Este la maxim deja? Da, e la maxim. Îl cumpărăm și pe ăsta? Bă, dar putem să avem mai mulți rechini. Ce interesant. Să-l dau și pe ăsta? Hai că-l folosesc și pe ăsta. Poate este destul de bine să-l ai și ăsta. Nu se știe când ai nevoie de el. Oare merge să-l bag pe ăsta? Nu. Hai că mai bag aici 900. Poate să fac mai repede. Și... A, dar mi-e între bani. Dar n-are nimic aia, Maria, ce ăsta? Bă, dar pot să am toți rechinii, ia. Ce mai pot să am? Mai pot să-l bag și pe ăsta? Și pe ăsta de aici? Stai. Vreau să am mulți rechini. Pe ăsta? Pe ăsta? Și pe ăsta? Bă, dar asta e prea tare. Ia și pe ăsta? Bine, așa, o să las așa. 5 rechini maxim. Ia, câte minute avem? 6 minute. Hai, deci dacă nici aici nu o să avem scor mare. Dar poate o să-mi dea ăla mai mare. Ăla mai mare cred că e mult mai bun decât ăsta. Bă, e prea tare chestia asta cu hack. Uite, acum zice că se salvează în nor. Deci trebuie să... Da, e prea tare. Uitați și voi ce mari sunt ăștia. Prea tare chestia asta. Nu puteți spune că nu e tare. Deci, hai să fim serioși aici. Hai să zbor și așa puțin. Eu m-aș duce acum la crabul ăla mare. Poate o să-l mănânc. Sau poate nu. Chiar nu se știe. Deci mănâncă și bombe. Vai, ce tare chestia asta. Nimeni nu mai are cum să mă moare pe mine acum. Numai dacă mi-e foame și nu mai am ce să mănânc. Poate atunci o să mor, dar așa n-am cum. Hai, mă mergi și tu. Mama, am uitat să-i pun skateboard-ul. Aia, țineam minte că uitasem să-i pun ceva. Deci skateboard-ul. Am uitat să-i pun skateboard-ul. Hai să mâncăm și barca asta. Așa, perfect, și pe ăla. Deja avem scur 40.000 și jucăm de 50 de secunde. Puțin mai mult. Aproape un minut. Hai să sărim și noi pe aici. Ah, deja am ajuns. La rechinul ăla mare. Ia. Nu la rechin, la crabul ăla mare. Hai că mergem aici încoace. Mâncăm și bomba asta și pe asta pentru că se poate. Hai să mergem mai jos. Că suntem aproape. Bă, dar ce e aici? Este un rechin mare sau ce? A, submarinul. Hai să facem praf submarinul ăla. Unde e? Unde ești, mă? Hai că te facem praf acum. Hai, mâncați-l. Se pare că n-am cum. Poate trebuie să am un rechin mai mare, dar eu cred că ăsta e destul de mare. Ia, pe unde trebuie să-l luăm? Să-l luăm pe aici, așa. Deci nu mai e frică nici de focul ăsta, pentru că n-are ce să ne facă nouă acum, că avem scor prea... Nu scor, avem rechinul prea mare. Dacă vin toți rechinii ăștia cu noi, deci săracul crab o să o pățească. O să o pățească rău. Și dacă nu o pățește, n-are nimica. Poate ăsta este imposibil de bătut. Cine știe? Ia. L-a mâncat deja? A, nu. Nu știu, l-am mâncat. Cum să-l fi mâncat? Nici nu mi-aduc aminte. Hai să mai mâncăm ceva de aici de sus, că ne e cam foame. Așa, perfect. Mergem jos. Dar de ce nu merge să-l mănânci? Cum poți să-l mănânci pe ăsta? Nu înțeleg. Hai, mă, mănâncă-l, te rog. Suntem cât el, cum putem să-l mâncăm?
Da, nu înțeleg chestia asta. O să murim oricum. Sau poate nu. Hai mă, mai mănânc. Mai mușcă din el, dă-i. Poate trebuie să venim așa și facem pam în capul lui. Deci, este imposibil de mâncat. Cred că o să lăsăm pe aici. Dacă v-a plăcut, spuneți-mi în comentarii și noi ne vedem în următorul episod.